este ziua de Paște. Hristos a înviat, le spună tot românii. Sunt după prima noapte petrecută în tabăra 1 la 6.000 de metri altitudine. În continuu procesul de aclimatizare. Acum o să cobor în tabăra de bază, unde o să stau 3 zile pentru odihnă, după care o să revin aici, o să mai dorm o noapte și o să merg mai departe să pun tabăra 2 la 6.400 de metri altitudine. Alex Găvan nu este mulțumit de faptul că i-au trebuit 8 ore și jumătate pentru a ajunge la locul unde și-a stabilit tabăra numărul 1. Foarte, foarte lung și foarte periculos din cauza podurilor de gheață care se pot prăbuși cu tine sau seracurilor care se pot prăvăli oricând. O să fie groasă rău dacă nu o să reușesc să scot timpi mai mici decât atât. Alex Găvan este în a treia săptămână de acomodare în Himalaya, iar la sfârșitul lunii mai va escalada fără mască de oxigen cel mai înalt vârf din lume, Everest, 8848 de metri. Mulțumesc pentru susținere! Aviva Investors, Sif Muntenia, Unilever, Orange, Intercapital Invest.